Romica Tsociu a spus adevărul despre despărțirea -u de Cornel Palade. Fără mine, erai un nimeni. Romica Tsociu și Cornel Palade au urcat pe scenă, împreună, zeci de ani la rând. Cei doi reușeau să aducă zâmbetele pe chipurile oamenilor, odată ce își făceau apariția în public. În ultimii ani, s-a speculat că s-au despărțit și nu ar mai împărți scena. Telespectatorii au avut, însă, o surpriză. Iată mai jos, în articol, adevărul despre despărțirea -u celor doi: în ultimii ani s-a tot speculat faptul că Romică Tsociu și Cornel Palade s-au despărțit, pentru că nu au mai fost văzuți împreună pe scenă. Iată, însă, că, în ediția specială de Paște de la Humor, cei doi au apărut din nou împreună. După un scurt număr de comedie, au vorbit, mai mult în glumă, decât în serios. Despre relația lor de prietenie Să-mi numărul de telefon Băi, moldovian fără noroc Fără mine, erai un nimeni I-a spus romică țociului Cornel Palade După care a continuat Explicând adevărul În versuri După cum se vede Emoția mă sugrumă Pentru că despărțirea de Cornel Nu poate fi decât o glumă Dincolo de faimă De turnee Dincolo de orice bani eu îl iubesc pe omul ăsta de vreo 33 de ani. Romica Tsociu a dezvăluit ce tarife sunt percepute la evenimente. Au împărțit scena zeci de ani la rând și sunt, în continuare, apropiați. Romica Tsociu dezvăluia, în cadrul unei emisiuni, care sunt tarifele pe care le percep cei doi, atunci când iau parte la diverse evenimente. De pildă, pentru o singură oră, tariful este de 3000 de euro. Eu existat momente când nu au perceput bani pentru aparițiile în public, mai ales când intrau în discuție prietenii. Romica Tsociu a făcut această dezvăluire la 40 de întrebări cu Denis Rifai. Nu luăm 3000 de euro pe două ore, luăm 3000 de euro pentru oră. Nu intrăm în detalii. Mai există și prieteni în viață. Există oameni care te-au ajutat de-a lungul vremii, care nu trebuie uitați. Pentru că la vremea aia, când nu aveam de niciunele, te chemau, reușeau să te ajute cu o chestie, după care am ajuns și noi cine am ajuns și și-au căsătorit fetele, copii. Cum era să cer bani unor oameni care te ajută? Unor oameni care, atunci, fără niciun gând și fără să insiști, s-au pus în slujba ta? Și, de foarte multe ori, ne-am dus la foarte multe evenimente pe prietenie, pentru că mai trebuie să existe și prietenie, nu numai bani. Banii nu sunt totul. Câtă dată, pentru o mie de euro, să leci o prietenie superbă, nu se face să-i ceri, a mărturisit Romică Sociu în cadrul emisiunii.